Sistemul sanitar este copleșit de valul 4 al pandemiei. Cum spitalele sunt pline de pacienți, sunt bolnavi confirmați cu COVID-19 care stau în unitatea de primiri urgențe și câte 3 zile în așteptarea eliberării unui pat în una din secțiile unității medicale. Și personalul medical este insuficient pentru a face față valului de pacienți, iar pandemia a agravat situația la UPU Botoșani, unde se lucrează ca pe front. Și sunt câte 30-40 de pacienți care așteaptă în speranța că vor prinde un loc în spitale. Nu este normal să rămână în unitatea de primiri urgențe, să fie preluat 35-40 de bolnavi pozitivi care stau în cort sau în containere, într-o secție de UPU care este în reabilitare, care nu are circuite, care nu are spații. Am ajuns să mă rog personal, ca și medic de gardă, când sunt de gardă sunt doar medic, să mă rog să-mi primească bolnavii pe o secție, să dau pat din UPU, doar să-l primească într-un salon, pentru că este mai bine să stea într-un salon cu un pacient COVID pozitiv decât să stea COVID pozitiv în unitatea de primiri urgențe lângă alți 2, 3, 5 care sunt politraumă, infarct, embolie pulmonară, pentru că nu sunt spațiile necesare. Și dimineața erau bolnavi care așteptau în cortul amenajat la unitatea de primiri urgențe. A venit salvarea și a făcut testul ăla și l-a găsit pozitiv. Sunt condiții bune de așteptare aici? E cam frig, da? Ce să faci, că suntem bătrâni? Ați fi vrut să aveți un loc în spital? Da, da. Nu știu dacă este, dacă nu. Sunt de aici tratament și mă duc acasă. La rază sunt idee, la rază. Nu v-ați simțit bine? Simțim bine. Capul și încep să vomita așa. Dar acum așa sunt nimeni bine față cum era, da. M-au adus cu salvarea aici și acum așteptăm să mă adie la rază, să eu că am fost bolnav cu lumea. Dar cum sunt condițiile aici în cortul ăsta? Cum? Foarte bine, nu? E frig, e frig, e bun cum iese. Medicii spun că au fost pacienți care au stat și 3 zile în UPU, care au așteptat să se elibereze un loc în spitale. Dacă data trecută am venit și m-am pus la știință, pacienții au stat 24 de ore, acum am venit și vă spun că stau 3 zile în urgență. Da? Nu știu și nu sunt în măsură să vă spun care sunt circuitele interne ale spitalelor, când ar trebui să fie externați pacienții, ce decizii ar trebui să luăm și vis-a-vis de acest aspect, pentru că dacă ar trebui să internăm pe toți cei care se prezintă în serviciul de urgență, care sunt testați și care sunt pozitivi, nu putem să ne permitem acest lucru. Și atunci poate ar trebui să ne gândim și la o monitorizare la domiciliu și să avem o colaborare cu medicii de familie foarte strânsă și în momentul în care ei sunt stabilizați și trimiși acasă cu tratament, ei se poate să reîntoarcă dacă starea lor se agravează. În aceste momente, sistemul sanitar din Botoșani este copleșit de valul de pacienți cu COVID-19. Știu că este greu. Numărul de pacienți în continuare este un număr mare. Pacienții care sunt pozitivi sunt simptomatici. Doamnele doctor de la infecțioase poate să confirme că marea majoritate a bolnavilor, care am aproape 95% din pacienții care sunt pozitivi, ajung și pe mâna colegilor de la infecțioase. După ce sunt consultați de dumnealor, li se recomandă la marea majoritate internare în spital. Deci dacă medicul specialist a considerat treaba asta, înseamnă că bolnavii chiar au nevoie de internare. UPU este supraaglomerat. Este extrem de aglomerat și faptul că pacienții stau foarte mult în unitatea de primiri urgențe nu este benefic nici pentru pacienți, nici pentru personalul medical care este supra-solicitat. Aproape toate locurile din spitale sunt ocupate de pacienți cu COVID-19, iar secția ATI funcționează la capacitate maximă de la începutul valului 4. Ieri, autoritățile sanitare din Botoșani au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.